Urmează intonarea imnului de stat al României. Împreună cu preoții de garnizoană vor oficia serviciu religios.
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tine zici și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor. Prin văpaie iubirii și prin credința întru tine,
care prin învierea prea iubitului Tău Fiu ne-ai însuflat nădejdea învierii și prin înălțarea Sa la ceruri ne-ai arătat care ne este calea și unde ne este destinul. Mulțumim slăvindu-Te că ne-ai dăruit ostași însuflețiți de idealuri de pace, de dreptate și liniște, pentru împătrânirea cărora au luptat până la mucenicia lor. Ție, Doamne, îți datorăm aceasta, Ție și bravilor noștri ostași, care întăriți de Tine și-au jertfit pentru unirea și desrobirea noastră, tinerețea, sângele și viața lor. Pe acești scumpi ostași, cu care poporul nostru și-a plătit dreptul la viață, odihnește-i în pace, pentru că înaintea noastră ei sunt potoava virtuților creștine. Lupta cea bună au purtat, credința au păzit și au adormit întru Tine, Doamne, veșnicind în mâinile unui neam libertatea și unirea, întemeindu-se o țară nouă pe mucenicia lor. Fă, Doamne, ca sufletele noastre, din Tatăl în Fiu, să înalțe înaintea Ta rugăciuni încolțite din dragostea către ei, iar tot întinsul pământului, pe unde își au mormântul, să o trăsească din tinerețile lor flori, ca să le știm prefăcută jertfa în podoabă. Dă-ne, Doamne, putere să le cinstim jertfirea prin podoabele virtuților creștinești și cetățenești. Dăruiește-le pace și liniște spre a cinsti cum se cuvine jertfa lor, zidirea pe care s-a întemeiat destinul neamului nostru și patria noastră scumpă, România. Că Tu ești învierea și viața și odihna, acum într-una dormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață vădătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită adormire, veșnică odihnă, vă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroe neamului nostru, rămânesc din comuna aceasta căiuț și de pe toată valea Trotușului, valea Oituzului, valea Cașinului și pe toți cei care i-am pomenit și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Distinse oficialități centrale, județene și locale, iubiți credincioși, iubitori ai eroilor, dați-mi voie ca în câteva minute să spun un cuvânt pe care l-am pregătit pentru această zi prin binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim. Libertatea ca darul lui Dumnezeu pentru care au luptat și au murit eroii neamului nostru românesc trebuie cultivată în prezent cu mult discernământ și responsabilitate sporită. Iată de ce anii aceștia închinați eroilor neamului nostru românesc și întregirii patriei noastre. Pe lângă apărarea integrității teritoriale a țării, trebuie apărată și integritatea spirituală a sufletului poporului român, care a rezistat spiritual în timpul invaziilor de orice fel, păstrându-și credința și vestirea creștină. Iată de ce și astăzi, în această comună, binecuvântată de Dumnezeu, avem mare trebuință de o credință puternică, multă speranță și iubire curată, care se nasc din rugăciune și arată acest lucru prin fata cea bună. Numai astfel vom cinsti cum se cuvine memoria eroilor noștri, care s-au jertfit pentru libertatea, prosperitatea și demnitatea poporului român. De aceea ne rugăm lui Hristos cel răstignit în viață și lăsat la cer, să reverse harul său al luminii și al vieții veșnice peste eroii neamului nostru românesc, dăruindu-le lor o dignă sfântă în prunădejdea învierii, iar nouă celor ce-i cinstim prin rugăciune și fapte bune, să ne dăruiască puterea să păstrăm dreapta credință, să ne iubim poporul și patria noastră, să ne rugăm și să lucrăm pentru pace, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin. În cele ce urmează din partea înaltă Sfințitului Părintelui nostru Ioachim, cu acordul instituției prefecturii județului Bacău și a autorităților locale, dați-mi voie să oferim Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, diplomă de onoare centenar, se acordă doamnei Maricica Luminița Coșa, prefect al prefecturii județului Bacău, ca semn de recunoștință pentru participarea la centenarul marilor bătălii din primul război mondial, jertfă și recunoștință eroilor unificării neamului românesc, căius semnează Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumim! Să rămână, părinte, vă mulțumesc mult! Ne-am mai întâlnit zilele astea și voi profita de acest moment să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, să mulțumesc locuitorilor Comunei Căiuți că sunt astăzi prezenți aici și cu toții avem datoria morală și creștinească împreună cu colegii noștri din ministere, comandanții de arme, să ne cinstim eroii. Datorită lor, eroilor noștri, suntem cu toții astăzi aici, prezenți și trăim într-o țară liberă. Dumnezeu să ierte, să rămână părinte. Domnului Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean, prin domnul Marius Gabriel Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului Județean. Vă mulțumim! Domnului primar al Comunei Căius, Orândaru Gabriel, cu felicitările de rigoare. Vă mulțumim, domnule primar! Domnului comandor, dr. Valerică Brășescu, comandantul Garnizoanei Bacău, ca semn al aprecierii noastre. Domnului maestru militar Sergiu Chirilă, locuitorul comandantului comânduirii Garnizoanei Bacău. Vă mulțumim! Domnului profesor Virică Munteanu și distinsei doamne profesor Mihail Aghilaru, director Arhivele Naționale Bacău. Vă mulțumim din suflet!
o diplomă de suflet domnului Neculae Rogoza, veteran de război și părintelui Ilarion, mâță de la așezământul Ștefan cel Mare de la Gârja. Vă mulțumim foarte mult! Se rămâne la părinte! Aplauze! Dorim să oferim o diplomă unui preot care este un erou în viață prin tot ceea ce a făcut. Vă sărutăm mâna, Părinte Dumitru Toflea și distinsei doamne preotese Sofia. Părintele acesta este un model, mai ales pentru comuna Căiuș și pentru toată protoierea noastră. Vă mulțumim, Părinte! Părintele Ioan Roncea și părinților din această comună, preotul Constantin Cornel Jupenski, părintele Dorin Jaboc Bădic, părintelui Ovidiu Gherbei și tuturor. Vă mulțumim și vă suntem recunoscători. Respect și recunoștință eroilor neamului românesc și armatei române. Vă mulțumim! Bună ziua, preacucernici părinți, stimată doamnă prefect, stimate invitați. Am deosebită onoare eu ca un cetățean care mă bucur că pot călca pe urmele înaintașilor mei, din neam, din sânge. Vreau să marchez acest moment, mă uit în jur la cetățenii, la cei care sunt din Căiuț și vrem să punem în onoare, în marcă că noi călcăm pe aceste meleaguri unei strămoșii noștri, unei bunicii noștri la unii dintre noi sau jertfii și călcăm pe urmele lor. Avem deosebită onoare să fim prezenți, cred că pentru prima dată în ultimii 10-20 de ani, doamna prefect, domnul de la Gardisoană, și cu această ocazie vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Mulțumesc. Ce scuze, emoțiile sunt peste măsură. Avem și noi din partea primăriei o serie de diplome pe care o să le prezinte domnul Francis, iar eu o să le punez. Se acordă diploma domnului Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău. Se acordă doamnei Maricica Luminița Coșa, prefecta al prefecturii județului Bacău. Dar scuze că n-au fost în ordine. Se acordă domnului Silviu Ionel Prăvăț, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Domnului comandor, dr. Valerii Căvrăjescu, comandantul garnizoanei Bacău. Domnului general, dr. Vasile Jenită Apostol. Cu prilejul participării la aniversarea asigură a centenarului marilor bătălii din primul război mondial pe teritoriul comunii Căiuț, domnului locotenent colonel Sergiu Chirilă. Domnului preot Ioan Bârgăoanu, protocop al protoieriei Onești. Domnului Neculae Rogoza, veteran de război al comunii și nu numai. Dar singurul în viață care mai e. De altfel avem o poezie de la dumnealui care trebuie să o prezentăm. 30 secunde.
domnului Marius Gabriel Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Domnului Valentin Ivancea, subprefect al Prefecturii Județului Bacău. Domnului Roșoga, ne rugat ca să recităm o poezie care o păstrează în suflet și a ținut-o în ranița de război. Doamne, nu pot să împart trupul acesta între țări, că e unul și prea slab pentru asemenea încercări. Cum să împart, Doamne, strămoșii și copiii ce i-am? Cum să împart o țară în trei și în două același neam? Cum să împart, Doamne, Moldova și prea dulce Bucovina? Lăsând grenzile deoparte de străbuna lor tulpina. Cum să împart pe Ștefan Botă, cap un lan tivit cu mași, când e unic precum munții și străbunii noștri dași? Cum să împart pe Eminescu, cap un râu ce curge lin, când e unic ca izvorul ce se dăruie din plin? Iartă-mă, deci, Doamne Sfinte, că nu pot să mă împărțesc cum ai împărți o pâine cu aceea ce-o jumbesc. Și apoi, nici nu vreau stăpâne să mă împart în două părți. Răsignit, pot fi chiar mâine, numai nu pe două părți. Mulțumesc! În continuare, cuvântul domnului Nicolae Rogoza, singurul veteran care încă se mai poate mișca. Având în vedere că am ajuns la vârsta asta destul de înaintată, sunt unii cu vete de război din comună care mai sunt în viață. Doamna prefect, domnilor ofițeri și suboficeri, preacuvioși părinți, onorat auditori, astăzi se împlinește 100 de ani de la terminarea primului război mondial. Astăzi, dacă conducerea primării, preacucernici și preoți prezenți, are așa mare grijă de eroi patriei, este o cinste pentru comuna Căiuț, este o cinste pentru cei prezenți. Este o cinste și pentru mine că am ajuns această zi și a fost invitat de conducerea primăriei de acolo de unde petrec ultimele zile a vieții. Doamnelor și domnilor, în 1945, când s-a înălțat acest monument, eu sunt președintele veteranul și din proprie inițiativă am construit acest monument aici, unde este el. Aici s-au întâlnit trupele ce au venit de la Mărășești și cu trupele de la Mărești, aici s-au întâlnit șosea la crucea asta de șosele care merge șoseaua națională Pralea, șoseaua națională care merge de mare. Am construit acest monument în memoria eroilor. N-am ținut cont de rasă, de orice. Cine cetește plecele să avem și evreu. Erou care au luptat aici la noi era și evrei mulți atunci. Am căutat să fie toți care au luptat în război să-i scrim pe acestea plece. Acest monument al eroilor care a fost sfințit în 1895 la 5 noiembrie, să știți că a fost construit și au contribuit numai veteranii vârstele de război și vârstele de veterani de război. Eu am fost unicul om între ei pentru că eram președinte veteranilor și sunt și acum, dar nu mai sunt veteran.
și am fost și primar al comunii în perioada aia. Toți au făcut cu contribuția celor care am pomenit veterani, văduvi de război și văduvi veterani, au contribuit cu o cotizație, cu un binefacere pe o lună toată lumea și l-am construit. Sunt foarte fericit așa când văd asemenea de părinții, preoți aici, organele județene, că am fost și la sfințirea acestui monument și sunt foarte bucuros că am ajuns și eu. Trebuie să nu uităm, prin prea cuvioși părinți, întotdeauna înainte de ziua eroilor, cu o săptămână, cu două, să spună tuturor celor care participă la Sfânta Slujbă să fie cu micul mare prezență aici. Înaintașii noștri ne-au lăsat și ne-au lăsat și noi lăsăm la urmașii noștri asemenea amintiri, că nu în toate părțile s-au făcut așa ceva. S-au făcut cu multe grijă și mulțumesc domnului primar că are așa grijă de acest edificiu, pentru că este șoseaua națională, să arete într-adevăr, este un monument a eroilor și sunt și oameni la comună care știe să păsească. Eu, în scurt, vă mulțumesc dumneavoastră, cei participanți, doamnei prefect, domnilor ofițeri și chiar și trupa care a fost, de gestul care l-a făcut astăzi, când se împlinește 100 de ani, noi nu avem aici de față cei care au luptat pe front, la Mărășești, la Mărești, la Uituț, la Mănăstirea Cașin și la Cireșoaia. Nu avem în viață. Dar pentru că eu am avut un tată care a participat atât în 1913 la Târtucaia, la Vidin, a participat la Mărășești și când s-a părțit frontul în două, cei doi ofițeri, eroi a României, Mărșalul Alexandru Averescu și generalul Iremia Grigorescu, când a părțit frontul în două, tata meu a căzut la domnul generalar Alexandru Averescu în munții Vranci. Și să vă mai spun un lucru, mausoleul de la Mărești este făcut cărat cu stâncă de aici, din gară la Căiuți, din satele astea, Copeni, Blidar, Pradea, de la secul unde au fost luptele cele grele și unde avem în amintire și eroica care au fost rănite la... Și o să fiți de față dumneavoastră cândva, la viitor apropiat, că și școala de la Pralea va purta numele acestei eroi. Stimați domni, când mareșalul Alexandru Averescu a fost înmormântat la mausoleul de la Mărești, eu eram în vârstă de 14 ani și de aici din comuna noastră am fost 22 de băieți cu fete prin pădure, discurs ne-am dus și am participat la mormântarea lui mareșalul Averescu. Stimați domni, aș avea multe de spus, astăzi sărbătorește 100 de ani de la primul război mondial, dacă o mai trăi la o asemenea ceremonie, unde a fost la ui Poiana Sărată, a fost prea părintele protereu de la Onești și alți preoți acolo, au luat cuvântul și acolo, au fost domni ofițeri, a fost președintele filialei veteranului de război și a fost foarte bine. Eu vă mulțumesc de răbdarea care ați avut-o dumneavoastră și să fiți sănătoși și rog preacucerice părinți întotdeauna din două eroare cu câtva timp înainte să fie anunțat. Să-i onorăm în prezenta noastră pe cei care într-adevăr s-au jertfit viața pe câmpurile de lupt. Când am înălțat acest cimitir aici, vă spun, în 2006 am stat un vis. Știu că mă reține ca să nu mai vorbesc, dar pentru că sunt veteran de război și eu știu suferința la cei care au murit, să-mi permiteți câteva secunde. Când m-am sculat din somn de la ora 1 noaptea, se vorbea acolo la locul sfânt, la Ierusalim, se făceau niște săpături arheologice
și era acolo de față și mama Elena, mama lui Constantin și Elena, care se sărbătorește la 21 mai. La două zile dimineață am vorbit cu câțiva veterani de război ca urmașii lor să fie, să facem cu noi un cimitir în jurul acestui monument a eroilor, fiind aceste cruci, a cei care s-au jertfit viața pe câmpurile de luptă, sunt prezenți între noi la ziua eroilor și are unii să le aprindă o lumânare și o împuternicoare. Vă mulțumesc de răbdarea care ați avut-o, să fiți sănătoși! În continuare, adresez invitația domnului Munteanu Bilică de a ne rosti câteva cuvinte despre semnificația evenimentului. Onorate oficialități, dragi cetățeni părinți, stimați locuitori ai Căiuțului, bine v-am găsit la mine acasă. Vara anului 1917, poate unul din cele mai crâncene momente din istoria neamului nostru. Nu o să încerc să fac o lecție de istorie, vreau doar să aduc un omagiu militarului român în totalitatea sa, pentru că prin jertfă, prin dăruire, prin eroism, a ținut granița țării, a luptat pentru glia sa, nu numai pentru că Ferdinand în aprilie 1917 le-a promis pământ, ci pentru că așa a simțit. Plecat de acasă țăranul român, cu pușca, cu cele necesare pentru front, secundat și de preot, pentru că mulți dintre preoți din sate au mers pe front, nu au precupețit nimic și au făcut ca România să existe. Dacă nu ar fi fost Oituzul, în primul rând Oituzul, în toamna anului 1916, în cele două bătălii din 1917, și atunci când spun Oituz, spun începând de aici până spre Dărmănești, bătălia Oituzului, România nu ar mai fi existat. Marile puteri pregăteau o împărțire în așa fel încât România să fie un stătuleț la gurile Dunării. Omagiu celor 51 de eroi ai comunei Căiuți, căzuți în primul război mondial, o parte din ei, doar o treime, se regăsesc pe acest monument, numele lor, dar în memoria noastră toți sunt eroi. Și nu a contat religia, a contat faptul că au fost români, ortodoxi, catolici, mozaici, musulmani. Toți au luptat pentru neam și țară. Glorie ostașului român! Continuare are loc desfășurarea ceremonialului de depunere pe decorare. Muzica militară. Se vor de
pune coroane în următoarea ordine. Unitatea administrativ-teritorială Căiuț.
Mai stăm aici.